De sănătate. Ce-ți poți dori mai mult în viață decât să nu primești urări de sănătate din partea lui Putin? Până atunci, Răzvan Munteanu, te-am întrerupt înaintea pauzei de publicitate și noi am spus că ne ținem de cuvânt aici, în B1, te rog. Sigur, făceam referire la ultima știre pe care noi am analizat-o privind imparțialitatea unor publicații de acest fel. Vedeți, și imaginea pe care eu o folosesc este una cu un puternic impact emoțional, dar știrea are un fundament foarte important, pentru că prin narațiunea sa încearcă să facă comparația cu evenimentele petrecute în decembrie 1989 împotriva regimului Ceaușescu, mergând pe un modus operandi al, să spunem, occidentalilor care destabilizează statele din Europa de Est. Ceea ce nu spunea articolul este că România, spre deosebire de multe alte state, o duce mult mai bine după integrarea sa în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică. Federația Rusă, dacă îmi permiteți, are o problemă foarte mare din punct de vedere geopolitic. Statele din vecinătatea asta apropiată, precum Ucraina, chiar Republica Moldova, nu mai spunem de Polonia, statele balcice, care deja au devenit membri ale spațiului euroatlantic, da? Văd în UE, văd în NATO o șansă de dezvoltare economică, socială, inclusiv politică. În timp ce Rusia nu se duce. Nu poate să atragă aceste state, motiv pentru care apărează fie la propagandă, fie la acțiuni subversive și la mesaje de acest fel, care unele dintre ele, din păcate, se răstogolesc și în statele occidentale și în România și prind la un anumit segment de populație. Însă propaganda rusă, și noi vom discuta într-o ediție viitoare, diferă de la stat la stat, diferă având particularități specifice fiecărei societăți. Spre exemplu, la noi nu mai avem acel narativ alături de Rusia ne putem dezvolta, pentru că nu prinde, atât din punct de vedere al evenimentelor istorice, cât și ale unor evenimente prezente ce sunt de viziuni diferite între România și Federația Rusă. Dar au la bază o narațiune precum România a devenit sclavul Europei sau România este o colonie a NATO, România este o colonie a SUA. Falsuri pe care noi va trebui să le demontăm și să le argumentăm foarte bine. Alina Inaih, am avut mari lideri politici în România, fără a intra în politica internă și fără a da nume, dar am avut mari lideri care fluturau ridichea pe la televizor și ne anunțau că nu vom permite să fim statul de mâna a treia și să fim sclavii Occidentului. Dacă s-a ajuns în punctul în care mari lideri, temporar, slavă Domnului, dar mari lideri, aveau acest discurs, are priză în România? Are la un anumit segment de public acest discurs, are priză în România. Nu este un discurs pro-rus în România, discursul pro-rus încă nu prinde, încă, aș vrea să subliniez acest cuvânt. Ce este un discurs anti-occidental care începe să prindă, așa cum începe să prindă și în alte țări din regiune, începând de la nu ne vindem țara până la specificitatea poporului român de la Daci, începând de la Zalmoxe încoace, acest naționalism este un trend, este un curent care începe să prindă din ce în ce mai mult în România. Și de acum 5 sau 6 ani, un astfel de discurs era absolut imposibil, până în 2007, cel puțin, până la intrarea în UE, acest discurs nu exista, nu exista picătură de antioccidentalism în România. Iată, în ultimii 5, 6, 7 ani, după Crimea, acest discurs începe să prindă. Nu, repet, nu este un discurs pro-rus. Deocamdată nu este un discurs pro-rus, dar este un discurs antioccidental. Tot acesta a fost prima dată după Revoluție, momentul de acum câteva săptămâni, în care am avut aplauze în fața ambasadei Federației Ruse în București. Am mai vorbit despre subiectul acesta. Îngrijorător din punctul meu de vedere. Totuși vorbim de un stat agresor prin definiție, de la înființare până în momentul actual. Revenim puțin către Belarus, pentru că am stabilit deja, sunt proteste de dorință de schimbare a politicii interne. Totuși, statele care au vrut să fie democrate, libere, din fostul spațiu ex-sovietic, începând cu Republica Moldova ca punct zero, Transnistria 92, da, continuând după aceea cu restul statelor. Armenia, care s-a trezit cu niște baze militare ruse pe teritoriul său, problemă cu Nagorno-Karabahul. Georgia, 2008, summit NATO, vrea Occident, summit niște NATO trupe... Summit NATO la București chiar, da, mulțumesc, Răzvan, pentru o precizare. S-a trezit cu niște turiști cu Kalashnikov la ei pe teritoriul național. Ucraina, 2014, vrea Occident, întâmplarea face că au fost niște turiști ruși pe acolo. Vor să vadă lumea, domnule, de înțeles. Belarusul este în aceeași situație?
Belarusul este într-o situație, este o situație diferită. În primul rând, nu există un conflict, nu există încă un conflict înghețat pe teritoriul Belarusului, iar acesta este modalitatea prin care Rusia controlează toate țările pe care tu le-ai enumerat deja din regiune. Belarusul este într-o situație diferită. Belarusul este dorit de către Rusia ca atare, în integritatea sa, nu numai anumite bucăți pe care Rusia să le poată controla. De aici și disputa dintre Lukashenko și Putin de acum câteva luni, când se dorea solidificarea Uniunii dintre Bielorusia și Rusia. Răzvan Munteanu, am avut un exercițiu militar Vostok 2017 cu extensie până în 2019, aproape sub varii forme, în urma căruia au fost uitate. Tancuri multe. Este o extensie până în prezent, pentru că tancuri multe le uiți, exact, prin țări vecine. Foarte bine ai punctat. Este o documentație pe care au făcut-o inclusiv marile publicații occidentale, da. Nu este o documentație făcută de noi. Mare parte a trupelor Federației Ruse care au participat pe teritoriul național al Belarusului în aceste exerciții militare de amploare, atenție, cele mai mari acea perioadă de la destrămarea Uniunii Sovietice. Deci mare parte acestor trupe au rămas cantonate în Belarus. Și vă dați seama că, având experiența omoliților verzi, care au jucat un rol foarte important în evenimentele petrecute în Ucraina din 2014 până în prezent, pentru că Ucraina este în continuare aflată într-un conflict înghețat în propriul său teritoriu, în Lugansk și Donetsk, aceste trupe pot acționa subversiv pe teritoriul Belarusului. Alina Inaic, dincolo de dezinformare și propagandă, care a fost un instrument ce i-a permis lui Lukashenko să acționeze cu o mână de fier în teritoriul național al Belarusului, am văzut solicitările aproape disperate ale dictatorului de la Minsk la adresa lui Putin, în care spunea: domnule, dacă noi nu stăvilim protestele naționale, se vor extinde și la Moscova. Și cred că are dreptate, și nu numai că eu cred că are dreptate, și Putin crede că are dreptate. Acest lucru este mult mai important decât ceea ce cred eu. Putin este frică de de proteste, este frică de proteste începând de la cele din Ucraina, când a fost absolut convins că a fost mâna Occidentului. Orice protest care se întâmplă în jurul Federației Ruse se poate propaga și la Moscova, cel puțin aceasta este credința lui Putin. A fost frică și de protestele din Egipt. Are o frică intrinsecă, personală, de proteste și încearcă să le stăvilească fie direct, fie prin proxy, prin interpuși, oriunde acestea apar. Lukashenko are dreptate. Dacă protestele din Belarus au succes, și să sperăm că au succes, ele se pot propaga și la Moscova, numai că Putin controlează foarte, foarte bine situația. O controlează suficient de bine, Răzvan Munteanu, pentru că am văzut acele proteste din Habarovsk cu sute de mii de oameni. Habarovsk nu este Moscova. Nu este, într-adevăr. Nu este. Dați-mi voie să intervin, pentru că este foarte, și îmi cer scuze că te întrerup, Răzvan. Sunt expertul de astăzi. Habarovsk nu este Moscova. Habarovsk este la 8 ore diferență de zburat cu avionul de Moscova. Este foarte, foarte departe. Ori administrația rusă, așa de puternică cum o vedem noi în Moscova, este foarte laxă când este vorba de regiunile din Siberia, când este vorba de regiunile estice din Habarovsk. Și acest lucru este foarte, foarte important. Și nu este prima oară când în Habarovsk sau la Vladivostok se întâmplă astfel de proteste. Răzvan, cu permisiunea ta, pentru că avem un alt expert alături de noi în aceste momente, Florin Șpelea, colonel și redactor șef al Observatorului Militar, este în legătură telefonică directă cu noi, pentru că avem o altă știre, non-știre, de fapt, rostogolită foarte puternic în grupurile online din România, inclusiv pe grupurile rezerviștilor militari. Domnule Șperlea, bună ziua! Vă salut și vă mulțumesc pentru invitație. Dați-mi voie, înainte de toate, să vă felicit pentru emisiune. Vă întrebați la un moment dat pe parcursul emisiunii dacă este nevoie de o asemenea emisiune. Eu cred că este foarte mare nevoie. Ar fi foarte bine ca multe alte posturi de televiziune să facă așa ceva. Și s-a văzut, mai ales din cazul Shelly pe care l-ați prezentat, de foarte multe ori chiar presa Quality poate cădea în păcatul neinformării corecte. Domnule Șperlea, mulțumim tare mult pentru apreciere. O să vă invităm și în celelalte emisiuni cu această ocazie. Până atunci, o glumă, dacă mi s-a permis. Revenind puțin către treburile serioase, am văzut discurs foarte prezent cumva, nu pentru prima dată, în spațiul online din România, pentru ceea ce spunem noi, eroi naționali, militari care ruptă în teatrele de război și care
își sacrifică viața, din păcate, de multe ori pentru a aduce numele României și siguranța națională până la urmă, pentru că vorbim de experiență. Mulțumim tare mult încă o dată pentru aprecieri și mă bucur că ați fost alături de noi. Dar titlul din presă pe care l-am văzut mai devreme pe ecran și pe care o să-l rulăm mai devreme, ce este cu el? Pentru că l-am văzut cu mii de distribuiri. Exact. Textul despre care vorbiți, de fapt, vrea să sugereze că acesta este, de fapt, mesajul, sigur, incorrect, dar acesta este mesajul. Militarii români se duc într-o zonă de risc și sacrifică viața și, iată, sunt răsplătiți într-un mod cu totul derizoriu. Sigur că este mai degrabă vorba de o minciună prin omisiune și eu invit pe telespectatori întotdeauna la un mic îndreptar de igienă virtuală. Ce trebuie să verificăm atunci când vedem un asemenea tip de articol? Pe de-o parte, nu este asumat de un redactor. Apare acolo doar publicația. Este o fotografie la fel neasumată. Nu știm exact care este sursa. Avem în dreapta articole care, în titlul cărora se găsesc greșeli gramaticale. Prin urmare, dintr-o dată avem o imagine care ne ajută să vedem că nu este ceva foarte serios. Apoi, suntem trimiși pentru o informație banală, cu alte cuvinte, exact efectivele care participă la MINUSMA și participarea românească, cu trimitere la un site oarecum din aceeași familie, dacă mi îngăduiți, nu știu neapărat dacă aceeași familie financiară, dar aceeași familie ideologică, unde, de fapt, atunci când accesăm, nu găsim nicio informație cu privire la MINUSMA. Deși era mai corect să trimită la orice site militar, adică la site-ul Ministerului Apărării Naționale, la site-ul presei militare, care scriu corect și concret, aproape zilnic, despre experiența militară. De ce spun misiune, o minciună prin omisiune? Pentru că acolo ar fi trebuit articolul să vorbească despre ceea ce oferă ONU în cadrul MINUSMA. Adică, pe de o parte, să ne amintim de faptul că ONU alocă 19% din resursele dedicate tuturor operațiunilor de menținere a păcii în Mali, iar costul estimat al misiunii, care este undeva la vreo 75 de milioane de euro, ONU rambursează o parte din bani, adică costurilor de zbor, efectuate în teatru, dislocarea și redislocarea contingentului, parte din cheltuielile cu subsistența și, lucru foarte important, hotărârea 46 din 2020 a guvernului, care este publică, poate fi găsită de oricine, spune foarte clar că militarii capătă o diurnă de 140 de euro pe zi, ofițerii, 130 de euro pe zi, subofițerii și maiștri militari, și 120 de euro celelalte categorii de personal. Așa încât articolul este, de fapt, ceva care nu ar trebui să intereseze un public informat și regret că apare acest tip de material fără o minimă cerință de informare la biroul de presă al MAPN, la Direcția Informației și Relații Publice, unde toate aceste lucruri, dacă ar fi fost o oboseală prea mare, căutarea pe internet de către un redactor, aceste informații ar fi fost puse la dispoziție. Domnule colonel, pentru că ați venit cu cifre, de foarte multe ori oamenii cred de la sine putere orice titlu îl văd pe internet, pentru că acest articol pe care îl dăm noi acum pe ecran este un articol ce a făcut trimitere în câteva ziare. Nu este apărut într-o singură publicație online. Și dincolo de aceasta, dumneavoastră, pe lângă rolul de redactor șef în cadrul Observatorului, sunteți un analist foarte bun. Putem vedea similitudini între articolul acesta și ce se întâmplă în Belarus, că tot am vorbit de Belarus până acum? Toate aceste informații au la bază o intenție expresă de manipulare. Și de aceea este foarte important ceea ce realizați în această emisiune, de aceea este foarte important educarea publicului. Suntem într-o eră digitală în care fiecare cetățean are acces nelimitat la internet, la surse de informare diferite și mai degrabă informarea în sine, de fapt, presupune o sporire a capacității de selecție și a spiritului critic. În fond, acesta este mesajul pe care dumneavoastră îl transmite și pe care și eu, la rândul meu, îl transmit tuturor celor care urmăresc această emisiune. Intenția de a verifica, de a se îndoi de fiecare material, de a căuta în acest noi an de informații sursa credibilă și corect informată. Domnule colonel, militarii sunt supuși dezinformării?
Ca fiecare cetățean în parte, fără îndoială, da. Noi avem la rândul nostru în Observatorul Militar publicația săptămânală a Ministerului Apărării Naționale. Ne-am asumat și noi această sarcină săptămânal. Suntem devoalatori de fake news-uri. Nu puține constatăm și noi. Noi încercăm să ducem această devoalare și în zona altor publicații și altor informații. Nu ne limităm doar la subiectele cu caracter militar și fără îndoială sunt de urmărit, mai ales atunci când de pildă apar materiale care de la bun început suspectăm intenția de manipulare a celor care le realizează. Domnule colonel, vă rog tare mult, rămâneți alături de noi pentru că în platoul B1 TV în aceste momente este doamna Alina Inaeh, director Marșofon București și cu siguranță are întrebări către dumneavoastră, dar și Răzvan Munteanu, expert coordonator CEIA. Vă rog tare mult, rămâneți alături de noi, domnilor și domnilor, revenim în câteva momente după publicitate alături de domnul colonel și invitați din platoul B1 TV. Am revenit în direct, Alina Inaeh, Răzvan Munteanu, am zis să profităm de prezența domnului colonel. Dacă aveți întrebări către domnul colonel, vă rog. Sigur, domnule colonel Răzvan Munteanu, o întrebare pentru dumneavoastră. Ca urmare a narativului care s-a propagat pe rețelele de socializare privind acea imagine pe care dumneavoastră ați comentat-o foarte bine. Și aș vrea să vă întreb, ca să răspundem celor care propagă astfel de mesaje, ce caută armata română în Mali și care este interesul nostru de a fi acolo? Cel mai important în această decizie, ca trebuie să le explicăm tuturor celor care se întreabă ce caută armata, nu doar aici, dar și în alte părți, este să plece de decizia Parlamentului, de la decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării și, evident, prezența armatei române în Mali. Este important de subliniat că această misiune este contribuția efectivă a României la acțiune MINUSMA, iar atunci când decizia României de a participa în stată, i-a fost salutată subsecretarul general al ONU pentru operații de menținere a păcii, Jean-Pierre Lacroix. Este o misiune în care, dacă totuși știi de la FLUX 24 chiar doreau o știre cu adevărat, este o misiune interesantă și din perspectiva tehnicii folosite, pentru că elicopterele care participă, cele patru elicoptere Puma care participă în Mali, au fost modernizate cu un sistem special instalat pentru prima dată pe elicopter care proiectează imaginea exterioară cu ajutorul camerelor pe ochelarii pilotului pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă. Acolo sunt condiții, cum știți, foarte complicate, datorită zonei deșertice. Un sistem special care permite vizualizarea zonei din afara elicopterului și mai ales o protecție a palelor elicopterului pentru nisip, așa cum vă spuneam, cât și pentru rotorul anticuplu. Acestea erau, dacă vreți, informații foarte importante și care ar fi prezentat, cred, într-o lumină corectă efortul nostru acolo, în Mali. Alina Inaeh. Întrebarea mea este, de altfel, cred că foarte simplă. În afară de observatorul pe care îl conduceți și pe care eu cel puțin, și pe care cel puțin eu îl citesc, încercați să faceți cunoscută poziția armatei române și pe rețelele de socializare și încercați să o faceți în așa fel încât această poziție să ajungă și la cei care nu au interes în această zonă neapărat? Da, am făcut acest lucru și în pagina de Facebook a Observatorului Militar. Am intrat eu însumi adesea pe grupurile de rezerviști, acolo unde uneori aceste informații mai sunt distribuite, așa încât eu vă mărturisesc, Alexandru și Răzvan știu mult mai bine pentru că suntem și prieteni pe Facebook și cunosc, cred, această implicare în combaterea informațiilor eronate, ca să nu spun mai mult, care uneori sunt distribuite cu prea ușoară lejeritate. Pe această cale țin să și vă mulțumesc pentru postările dumneavoastră de pe Facebook, pentru că sunt savuroase de fiecare dată și ajung mai repede la public dincolo de aceasta. Răzvan Munteanu, pentru că am zis să profităm de prezența domnului colonel în ceea ce privește situația externă, revenind puțin la problema stringentă a Europei în aceste momente, Belarusul și Kremlinul. Metode de operare întâlnită cumva și în România. Aș merge mult mai departe. Una dintre narațiunile pe care propaganda rusă le aruncă, inclusiv în piața din România, este următoarea.
NATO se pregătește să invadeze Belarus. Sau armata NATO este cantonată la granița Belarusului. Cum comentați, domnule Conel, acest aspect? Atac NATO-Belarus sau nu? Dacă mă întrebați pe mine, am înțeles corect întrebarea pentru mine, Răzvan? Da, sigur. Aici trebuie să spun că dumneavoastră ați prezentat foarte corect toate aceste fake news-uri pe care le regăsim în diverse situații. Știți foarte bine, vorbeați de narativele care apar frecvent atunci când este o problemă în zona aceasta de răsărit, așa încât eu cred că deja cei care urmăresc cu atenție știrile de această natură sunt suficient de bine informați. Nu poate fi vorba în niciun caz de atacuri, de discuții de genul ăsta, dar care mai degrabă subliniază un anume tip de slăbiciune. Asta este dorința pe care vor să o inducă. Da, și exact. Cred că întotdeauna, repet, noi trebuie să mergem spre zona de promovare a propriei noastre viziuni, sigur prin devoalarea fake. Domnule colonel, mulțumim tare mult pentru intervenție și pentru aceste informații exacte. Cu siguranță sper eu să ne mai reauzim în această emisiune, pentru că sunt atacuri multe la adresa Armatei Naționale. Revenim după câteva momente de publicitate cu cazul privind Alexei Navalny. Am revenit în direct, domnilor și domnilor, și spuneam într-o tentă ironică, încă la începutul emisiunii, că nu vrei să-ți dorești în această viață să primești urarele de sănătate din partea lui Vladimir Putin. I-a urat sănătatea acesta liderului opoziției, Alexei Navalny, care, din păcate, a fost otrăvit, după cum spun agențiile internaționale, cu o substanță extrem de toxică, inclusiv pentru cei care se află în preajmă. Am auzit cu toții de ceaiul cu novicioc, un ceai tradițional rusesc deja, domnilor și domnilor. Alina Inaieh, vedem acest titlu din presă, interesant, pe care am să vă rog să-l traduceți dumneavoastră de această dată. Este vorba despre un titlu din presa rusă în care atunci când s-a aflat, când a apărut vestea că într-adevăr s-a găsit o oarecare substanță în corpul lui Navalny, imediat a apărut acest titlu care spunea că sigur că este o substanță în corpul lui Navalny, este un amestec de polimeri care se găsește acest amestec în compoziția oricărui pahar de plastic, deci cel mai probabil din acel pahar de plastic, din însuși paharul, această substanță a ajuns în corpul lui Navalny, pentru că nu mai puteau să ascundă faptul că s-a găsit o substanță într-adevăr și trebuiau să vină cu o explicație, oricât de hilar ar părea aceasta în presa rusă, cum spuneam. Răzvan Munteanu, iată că plasticul e nociv, domnule. Foarte nociv, cancerigen. Da, dar nu este nociv numai în cazul lui Navalny. Rusia este un stat în care regăsim tot felul de cazuri cu medici care cad de la etaj atunci când critică, podeaua, probabil, când critică sistemul sanitar pe fundul pandemiei, cu celebrul caz Skripal care s-a întâmplat dincolo de granițele Federației Ruse într-un stat membru NATO și membru al Uniunii Europene la acel moment, cu celebrul caz al lui Boris Nemtsov și cu multe alte cazuri de acest fel. Este, din punctul meu de vedere, un regim care apelează, sau este suspectat, mai degrabă să spunem, că apelează la astfel de proceduri pentru a-și menține privilegiile și a încerca să elimine orice formă sau orice amenințare la adresa stabilității sale politice. Alina Inaieh, mă gândeam acum la ce se întâmplă în Belarus și în Rusia. E o coincidență faptul că Nemtsov a fost otrăvit? Navalny, pardon. Este o coincidență temporală. Eu nu cred că Navalny a fost otrăvit pentru că el ar fi putut să declanșeze în Moscova, în Rusia, niște proteste la fel de puternice ca cele din Belarus și astfel s-ar fi inflamat întreaga Rusie. Navalny se afla la Omsk pentru că investiga o afacere de corupție, de mare corupție, așa cum a spus chiar el, a declarat chiar el, în acea regiune, pe care urma să o dea publicității la întoarcerea sa în Moscova. Deci eu cred că otrăvirea lui are mai mult legătură cu descoperirile sale și sper ca fundația lui să reușească să dea publicității ce va fi descoperit el acolo la Omsk. Deci mai degrabă cu acest lucru și mai puțin cu frica de proteste. Răzvan Munteanu, se teme Putin de pierderea controlului, pentru că, din păcate, vedem aceste cazuri tragice, foarte tragice,
în care lideri foarte importanți, gazetari, publiciști, lideri ai opoziției, nimeresc în accident. Nu este ceva nou pentru Federația Rusă. S-a întâmplat și în perioada țaristă și în perioada Uniunii Sovietice, se întâmplă și în prezent. Cert este că se observă totuși o creștere a presiunii sociale în Rusia pe fondul embargoului sau restricțiilor economice impuse de către comunitatea internațională. Nu numai că Vladimir Putin ajunsese să fie chiar un lider marginalizat într-o anumită perioadă, dar economia Federației Ruse resimte aceste probleme care, evident, pot crea tensiuni la nivel social. Aine, o scurtă concluzie pentru emisiunea de astăzi. Va continua Rusia să opereze cu fake news-urile în România și în spațiul european? Absolut. Numai că va continua, eu cred că își va intensifica această activitate, pentru că la situația economică trebuie să adăugăm și prețul scăzut al petrolului, care pune foarte, exact, foarte mare presiune pe cu siguranță o să urmărim ce se întâmplă mai departe în Rusia. Până atunci, Răzvan, săptămâna următoare, ce ne așteaptă? China, 5G, propagandă, Huawei, încercăm să înțelegem și noi cum se desfășoară aceste lucruri. La găleată 5G-ul sau la plasă? Cu SUA, cu China, cu Huawei, cu Samsung vom încerca să înțelegem aceste discursuri din spațiul public. Da, doamnelor și domnilor, teorii multe în spațiul românesc. Le combatem cu plăcere aici la CEC Media. Până atunci vă reamintesc, în platoul B1 astăzi, expertul de astăzi, Alina Inaeh, director Marshall, German Marshall Fund București. Mulțumesc mult pentru prezență. Răzvan Munteanu, expert coordonator CEIA. Eu sunt Alexandru Rotaru. Ne revedem de la fix la știrile B1. Rămâneți alături de noi.